Autoritățile anunță Giurgiu Veni că ajutoarele de încălzire a locuinței se acordă ca în fiecare an din prima zi a lunii noiembrie. Anunțul vine în contextul în care formularele tip pentru cerere nu au apărut încă din cauza modificărilor aduse modalității de acordare a ajutoarelor. Acest lucru nu-i va afecta însă pe beneficiari. Acordarea ajutoarelor de încălzire se face în bază de cerere și declarații pe propria răspundere, care tot prin ordonanța 27/2013 trebuie să fie însoțită de acte doveditoare privind componența familiei, veniturile acestora, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Prin modificarea normelor metodologice la ordonanța 70, am primit înștiințare chiar de la Inspecția Socială că cererile și declarațiile pe proprie răspundere, formularele, se vor modifica. Așteptăm să apară normele, după care noi vom tipări cererile. Data limită de primire a cererilor este 20 noiembrie inclusiv, astfel încât beneficiarii să primească ajutorul pe toată perioada sezonului rece, din noiembrie până în martie. Cine depune cererea până pe 20 ale lunii va primi cu luna în curs ajutorul de încălzire. Cine depune după 20 ale lunii va primi cu luna următoare. Pentru a beneficia de subvenție, cei care se încălzesc de la sistemul centralizat trebuie să aibă un venit net pe membru de familie de maxim 786 lei, iar în cazul persoanelor singure, cuantumul venitului net nu trebuie să depășească 1082 de lei. Pentru beneficiarii de ajutor care utilizează gazele naturale sau alt tip de combustibil, lemne sau cărbuni, pentru a-și încălzi locuințele, baremul de venit este de 615 lei. Începând de anul acesta, toată suma pentru încălzirea cu lemne se va acorda într-o singură tranșă. O altă noutate este aceea că vor primi ajutor și cei care folosesc pentru încălzire energia electrică, cu condițiile să nu aibă nicio altă sursă de încălzire și să aibă contractul de energie valabil.